Începem cu informația momentului, pentru că traficul este blocat chiar în aceste momente în defileul Jiului, după ce un tir cu materiale de construcții s-a răsturnat și a blocat ambele sensuri de mers. Doi oameni au fost răniți. Gabriela Mladin, colega mea, vine cu mai multe informații. Gabi, bună dimineața! Care este acum situația acolo? Bună dimineața, Lorena. Circulația rutieră este blocată în acest moment în continuare pe drumul european E79 în defileul Jiului. Pe ambele sensuri de mers, un tir încărcat cu materiale de construcții s-a răsturnat după ce șoferul a pierdut controlul volanului în zona mănăstirii Vișina. Da, două persoane au fost rănite în urma acestui accident și au fost transportate la spital, dar conform angajaților de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, victimele nu au fost încarcerate, însă prezintă multiple leziuni pe corp. Circulația rutieră este, vă spuneam, în continuare blocată în defileul Jiului, iată de mai bine de o oră. În acest moment se așteaptă un utilaj care să poată ridica tirul, care practic a format o barieră pe drum, astfel încât să poată fi reluată circulația. Vorbim de un drum european care face legătura între Oltenia și Banat, iar altă variantă de circulație presupune un ocol de peste 100 de kilometri pe clisura Dunării. De asemenea, vorbim de o acțiune de degajare a drumului de durată pentru ca circulația rutieră să revină la normal. Tirul care s-a răsturnat transporta ciment, care, iată, a fost împrăștiat pe asfalt. Lorena? Gabi, vom reveni la tine. Mulțumesc mult pentru toate informațiile.